Hei, salut! Sunt Răzvan Dragoș și Joc Alba Neagra cu România. Avem un nou episod din saga Cum să îngropăm ancheta de plagiat în doctoratul premierului Nicolae Ciucă. Ministrul Educației, Sorin Câmpianu, a introdus oficial amnistierea plagiatorilor în proiectul de lege a educației. Asta înseamnă că, dacă legea va fi votată, titularii titlului de doctor pot renunța la titlul de doctor prin act unilateral de voință, fără să invoce vreun motiv și fără să plătească vreo despăgubire. Este a doua prevedere în favoarea plagiatorilor după desfințarea CNATDCU, instituția cheie în analizarea plagiatelor, execuție propusă în același proiect al legii educației, scrie g4media.ro. Dar nu interesează pe nimeni că de șase luni avem în fruntea țării un suspect de furt intelectual. Dacă un PSDist făcea atâtea eforturi să îngroape ancheta, rezistacii erau de mult în stradă, încercând să dea jos guvernul. Să trecem la știrile cu adevărat importante din România reală. A fost unul dintre cele mai fierbinți weekenduri de anul acesta, dar Ministerul Sănătății a închis tarabele de prim ajutor că și sănătatea trebuie să ia o pauză. Concret, Libertatea scrie că multe dintre cele peste 3000 de puncte din țară ale Ministerului Sănătății, unde românii afectați de caniculă s-ar fi putut trata, au fost închise în acest sfârșit de săptămână. Ministerul Sănătății nu a oferit o poziție ziarului, iar reprezentanții ISU și IGSU au precizat că de organizarea punctelor de prim ajutor pentru populație se ocupă primăriile. Adică s-a apelat la clasica spălare pe mâini și s-a pasat vina. În România, canicula ar trebui să-și ia liber în weekend, iar gerul ar trebui să ia o pauză la sfârșit de săptămână. În țara în care e închis la non-stop, e firesc să fie închis și la prim ajutor în weekend. Mai stat și prin case, dragi români, că n-are statul timp de prostiile voastre, cum ar fi leșinatul pe stradă. Statul e la datorie să vă colecteze taxele și impozitele. Pentru asta, tot timpul va fi deschis la ghișeu. Când e să vă întoarcă serviciile din banii voștri, E închis la prim ajutor. Urmează să ne anunțe că e închis și la urgențe în weekend și să ne tratăm noi acasă cum putem. Dacă supraviețuim până luni, ne primesc și la spital. Dar numai până la o anumită oră, că trebuie să meargă și personalul medical acasă, la familie. Și poliția și-ar putea lua liber în weekend, că oricum nu face mare lucru nici în timpul săptămânii. Vine weekendul, ne tâlhărim, ne dăm în cap... Și vedem noi cine apucă ziua de luni. Oricum trăim în țara în care traficanții de droguri fac plângeri la poliție. Un comunicat DICOT de la sfârșitul săptămânii trecute ne anunța că patru persoane sunt cercetate pentru tâlhărie calificată. Aparent, cei patru erau traficanți de droguri. Ce au furat? Au primit un pont că un alt traficant de droguri trebuia să primească un colet cu marfă din Olanda și l-au furat. După ce acesta l-a ridicat de la autogara militar din București. Din asta aflăm două lucruri importante. În țara asta nu există onoare nici măcar între traficanții de droguri. Se fură între ei ca ultimii infractori. Și doi avem traficanți mai modești care primesc drogurile la fel cum primește un student pachetul de acasă. Doar că în loc de zacuscă e cocaină. Cum au aflat autoritățile? Păi, traficantul păgubit a făcut plângere la poliție că i-a fost furată marfa. Acum, toți cinci sunt cercetați pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc chiar cred că poliția ar trebui să ia o pauză în weekend dacă au așa cazuri obositoare. Iată altul. Antena 3 ne anunță că un cioban din Horodiștea, județul Botoșani, și-a ucis concubina din două motive. Într-o zi, când serveau împreună câteva pahare de alcool, femeia a decis să-i spună bărbatului că i-a fost infidelă cu alt cioban. Mai mult, iar fi băut și toată rezerva de țuică. Când a aflat veștile, ciobanul a bătut-o pe femeie cu sălbăticie. Loviturile au fost atât de puternice că femeia abia mai sufla. Ciobanul a luat-o, a dus-o să se odihnească și s-a întors la treburi. La un moment dat și-a dat seama că femeia nu mai mișcă. A chemat ajutoare, dar și ambulanța. Medicii au constatat decesul femeii. O fie închisă România în weekend, dar românii sunt deschiși la adulter. Și Doamne ferește să le închizi accesul la alcool, că fac moarte de om. Probabil femeia scăpa cu adulterul dacă nu se atingea de rezerva strategică de țuică. Weekend greu și pentru polițiștii din Bistrița. Info bistrița.ro ne informează că solistul de muzică de petrecere Ionuț de la Câmpia Turzii a rămas fără portofel în timp ce cânta la o nuntă organizată într-un local din Bistrița. El a tras atenția altor colegi din branșă că, mai nou, la anunți, nu se fură doar mireasa sau mirele, se fură în adevăratul sens al cuvântului. Indiferent ce program ar avea România în weekend, un lucru e sigur. Senzaționalul nu-și ia niciodată liber. Vă doresc o la revedere frumoasă!